Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod. Astăzi spunem start poate celui mai nebun challenge făcut vreodată de mine pe acest canal. După ce am vizitat stadioane, am încercat să intru pe ele sau să nu intru. Ei bine, astăzi, în acest moment, spunem start unui challenge. 7 zile, 7 cluburi diferite din România și să dormim peste noapte în incinta unui club din România. Așadar, în acest moment, în susținerea voastră acolo, Doamne ajută, cu peste 10.000 de like-uri, deoarece se anunță cea mai nebună săptămână din viața mea, începem acest challenge direct în baza sportivă a celor de la Dinamo București, unde ați văzut și voi cum am ajuns cu mașina de gaming de un leu. Așa că am intrat și noi frumos aici după ce am parcat mașina și o să ne petrecem toată ziua în incinta clubului Dinamo București. Ați văzut și voi cu ce jucători ne-am întâlnit de la Dinamo, direct Denis Politic, care a reacționat la mașina noastră de gaming. Și acum trebuie să vedem pe unde ne putem adăposti, mai ales că avem și perna cu noi astăzi, pentru că la noapte o să dormim aici, mâine într-un alt loc. Ideea e în felul următor: o să mergem în mai multe orașe, la 7 cluburi diferite. Ia uite, acolo doar Dinamo București. Și hai să intrăm și noi frumos aici. Mamă, ai văzut autocarele astea, Carlos? Ai văzut autocarele astea părăsite? Ideea în felul următor: până la finalul clipului trebuie să strângem minim 10 semnături de la 10 jucători din Superliga României și, bineînțeles, de la 7 echipe diferite. Eu am mai fost aici în urmă cu un an, dar acum mi se pare că arată mult, mult mai bine. Uite-te și tu cât de tare arată terenul acolo. Și acum, haideți să intrăm și noi, să facem cunoștință cu jucătorii cu care urmează să ne întâlnim astăzi, deoarece la fiecare club urmează să ne întâlnim cu jucătorii. Mă gândeam prima dată să însemneze perna, dar eu la noapte dorm cu capul pe ea și se duce semnătura. Așa că o să ne schimbăm tricou frumos. Am găsit primul loc. La Dinamo am găsit unde să dormim. Deci la Dinamo, tată, ia uite, avem și fântână frumos. Aici dormim la Dinamo. Nici nu mai trebuie să-mi iau pernă, Carlos. Deci nici nu mai trebuie să-mi iau pernă. Aici stau jucătorii și se relaxează. Chiar e frumos aici, în bază la săftica la Dinamo. Și ia să vedem, mașina noastră de un leu mai e acolo sau ne-au furat? Ia să verificăm, Carlitos. Dar uitați-vă și voi cum arată. Deci mașina lui Denis Poli, mașina lui X-Breaker și mașina mea acolo de un leu. Hai să intrăm și noi ușor, ușor pe teren, să facem cunoștință cu jucătorii și cu fratele X-Breaker, pentru că tocmai ce ne-am văzut cu el. Hai să ne luăm ghetele. Știți cu ce ghete voi filma astăzi? Direct cu ghetele lui Radu Drăgușin. Nu se mai poate, filmăm direct cu ele. Urmează super challenge-uri împreună cu Superliga României și hai să intrăm și noi acolo, pentru că ne așteaptă băieții, să-i salutăm, că așa e frumos. Hai, Carlos. Puteți și voi instala aplicația Super 12 100% gratuit. Dați cele 12 pronosticuri săptămânale și automat puteți câștiga premiul cel mare de 10.000 de ron. Așa că intrați chiar acum, dați cele 12 pronosticuri și automat, dacă vă simțiți norocoși și dacă vă pricepeți totodată, veți câștiga premiul cel mare săptămânal. Fernando, dă-mi jos de mână. Și am primit și tricou din partea Superligii. Acest tricou va fi semnat de către jucătorii sau jucătorul, depinde că se prinde. Oricum, pe Denis Politic îl prinde sigur, pentru că tocmai m-am întâlnit cu el. Urmează să se schimbe, să vină. Și ia să vedem, tricou cu Superliga României. Roșu frumos acolo. Ia uitați-l. Haideți să ne schimbăm și noi frumos și să vedem cum arătăm cu el. Gata, fraților. Gata, fraților. Ne-am echipat și noi frumos cu Superliga. Acum urmează să ne punem și ghetele și suntem pregătiți pentru o zi la Dinamo. Am venit un fotbalist. Filmează. Ia să vedem. A mai venit un fotbalist, fraților. Îl vânăm. Vânăm toți fotbaliștii de aici, de la Dinamo. Haideți să vedem cine. Ne-am echipat și noi frumos, direct cu ghetele lui Radu Drăgușin. Avem mingea oficială din Superliga și astăzi cât mai multe goluri, tată. Cât mai multe goluri. Ne vom și antrena împreună cu jucătorii de la Dinamo București. Vom petrece cât mai mult timp cu ei. Și deja în spatele meu au apărut primii 3 jucători. Denis Politic, Opruț, cred că este, și Alexandru. Hai să facem cunoștință cu ei și să-i provocăm la câteva probe. Mamă, am mai filmat aici la Dinamo, da, cu Torje. Jucători așa mai peste 30 de ani. De data asta filmăm cu tineretul, o să fie mai greu. Da, cât de des îți schimbi ghetele, de curiozitate? Ai o pereche cât intră? Câte meciuri te duc? Sau? Să știi că sunt destul de repede. Destul de repede, da? Cam acum astea mai noi, am odată la 3 luni, să cam rup. Să rup? Mereu aici. Mereu aici. Eu pe astea le-am primit de la Radu Drăgușin, a zis că a jucat 2 meciuri cu ele și a zis că nu se mai simțea ok în ele. 2 meciuri a jucat cu ele și le-a schimbat. Și înainte să ne încălzim puțin cu jucătorii de la Dinamo, l-avem aici pe cel mai mare dinamovist, omul care face cele mai multe vloguri la meciurile celor de la Dinamo. Având în vedere că filmăm cu jucătorii, ce crezi? Avem vreo șansă astăzi?
că va fi destul de greu, dar destul noi doi greu. Avem un chemistry destul asta de bun. Asta am vrut să zic, m-a zis pe chemistry-ul pe care l-avem noi, mai ales că ne-am mai filmat împreună, dar știi care e ideea? Noi avem 2-3 ani de când filmăm împreună. Exact, exact, dar jucătorii ăștia se încălzesc, noi ne încălzim sau băgăm o berică ceva înainte? Noi, eu zic că suntem încălziți. Suntem încălziți la o berică, sunt noi? Suntem încălziți de soare, este la de 3 ore jumate aici. Ați, adevărat. Ai venit mai târziu, de 3 ore sunt încălziți de soare. Târziu. Păi boss-ul, una e să vii cu, ia uite acolo, ce e ăla, Q7, Q8, Q9, alta e să vii cu mașină de un leu. Dar hai să vedem. Wow, hai că am început tare băieții, jucăm și noi o pasă. De ce mă? Vrei să arăt vlog ce am făcut la picior? Mamă, fraților, dar chiar a fost, unde ai fost? În Grecia. În Grecia și s-a aruncat de pe o stâncă și și-a rupt picior. Mamă, mamă, mamă. Dar acum pot, serios, ești ok? Stau, dar când dau da, cu șiretul, nu? La șiret. Da. Că tot petrecem 24 de ore aici, în cadrul clubului Dinamo, ne-am făcut și 3 prieteni foarte buni. Este vorba despre Denis Politic, Opruț și cu Alexandru. Tocmai am filmat ceva cu fotbal acolo și credeți-mă, a ieșit senzație. Și voiam să vă întreb, băieții, care este cel mai bun adversar contra care ați jucat ca și fotbalist? Denis. Știu că sunt mai mulți. Da, așa unul care ți-a rămas în minte. Din România, din Nu, am jucat contra Brentford în FA Cup. Mamă, ce tare! Da, și era un Premier League și chiar ne-au pasat, ne-au jucat de ne-au rupt. Mamă, cât de frumos, ce senzație frumoasă! La tine, Opruț? Dar vrei zic un jucător sau o echipă? Un jucător, o echipă! Ce ți-a rămas ție în minte? Că toți suntem români. Așa? Eu l-am prins pe Denis Mann atunci când era la Steaua sau la FCSB, când era în perioada lui aia foarte, foarte bună și mi s-a părut cel mai bine adversar. Bine, și pentru că pe Denis l-am prins contra mea. Corect, frumos. Denis. Uite, tot Denis. Corect. Și că ai zis acum chiar mulțumesc, se află într-o formă mare. Denis Mann acolo top. Credeam și acum, credeam că zici de mine. Alexandru. Nu am experiență așa mare. Nu contează, nu contează așa și din România. Hai, Blejoi. Da, nu. Craiova. Ok. Oricum felicitări și mult succes înainte acolo. Acum, ia uitați-l aici, a venit și Helmut. Echipat Helmut. Deci eu o să dorm aici la noapte, nu știu dacă știi. Ia și tricou, te rog frumos, unde vrei tu. Mulțumesc frumos, apreciez. Avem și apă, avem și un scaun. Deja se noptează, uitați-vă și voi, nu este de glumă. Aici vom dormi. Ideea așa, până la ora 9 vreau să dorm aici. Și după aceea, după ora 9-10 încolo, mă mut în baracă. Am vorbit și cu Denis Politic și a zis că e ok. Așa că, un alt stadion pe care dormim. O altă bază aici la Dinamo. Băi, și chiar am fost bine primit. Au zis că mai târziu o să-mi dai și ceva de mâncare. Asta e super. Sper că n-au făcut mișto de mine, dar să vedem dacă Denis până la urmă o să-l mai întreb. Dacă îmi comandă și mie o pizza, că mi-e foame. A few moments later. Băi, urâte de-astea. Deci perna asta o să merg cu ea la 7 echipe diferite și o să dorm o noapte acolo. Mi-ai promis că mi-e o pizza mai târziu. Nu iei, da? Ți-eu. Că n-am ce să mănânc astăzi. Casa de David, mergem și ți-au da? Pizza, da. Perfect, mulțumesc mult. Tot și tricou. Și tricou. Și tricou. Tu ai zis că ești prieten bun cu zi Togdan. Togdan, da. Togdan, așa. Nu sunt prieten bun, dar ne cunoaștem. Te cunoaște. Da. Și atunci faza aia cu Dinamo, tu vorbisei cu el să vină la Dinamo când au putut să intre în stadion? Nu, văzusem că postase din București și i-am dat mesaj. Ce faci? Ce drăguț, ce mișto. Da, i-am zis că jucăm. Foarte păcate tare. A fost cu... Da, știi că s-a dus la voluntari până la urmă, s-a dus la voluntari, da, până la urmă. A fost acolo cu Neagica, mi se pare. Da. Mulțumesc mult, Denis, mersi frumos de tot și baftă în continuare. Mersi, te pup. Și că tot vine noaptea, a început și vântul, bineînțeles, mult respect pentru fratele Carlos că mi-este alături. Am zis așa, dacă ne-au lăsat cei de la Dinamo măcar mingile, facem un crossbar challenge aici. El nu știu dacă o să mai fie cu mine la următoarele echipe, pentru că începe școala. Dar eu voi continua aventura, Carlos mi-a urat succes. Crezi că mi-e 7 echipe, 7 zile, 7 nopți să dorm? Da, și da, e greu. Fii atent. 7x3, 21 de jucători, mamă, să mă și întâlnesc cu atâția jucători, ar fi senzație. Și hai cu un cross barcele, și 3x3, da? Hai, Carlos, te ia Dinamo sau nu te? Te ia Dinamo sau nu te ia, Carlitos? Nope. Oh, iarăși n-am mâncat. A doua, tată. Mamă, hai, că ușor, ușor. Ultimul, Carlos, let's go. Hai că pleci cu 0 de aici. Stai, știi, X-Breaker să dai. Prima, tată. A doua. S-a văzut, da? Și ultima, pentru fratele Drăgușin, mamă. Ma, cum era de două ori? Două bare, bravo, Carlos. Raul, o semnătură vreau și eu de la tine, că dorm aici noaptea asta. Una pe pernă și una pe tricou. Păi vreau să dorm în 7 cluburi diferite din România și Dinamo e primul. Baftă multă, mi-a făcut plăcere, mersi mult, super băiat. Hai, avem toate semnăturile de la Dinamo,
așa că putem să mergem liniștiți la culcare. Deja avem locul pregătit. Este ora 7 seara, așa că hai să luăm ușor încolo. Incredibil că spun asta, însă primul club, prima seară se termină cu un vânt care nu prea îmi place, nici mie, nici lui Carlos. Nu știu cum, frate, dacă trebuie să dormim undeva, ne apucă ploaia. Oricum, crezi că trece apa până asta pe aici? Fraților, cam atât cu primul club. Noapte bună de aici, de la Dinamo. Mâine, mare atenție, continuăm aventura. Suntem pe data, cât e astăzi, Carlos? Ia uite-te, ca să știm exact datele, vă spun pe data. Arată direct telefonul la cameră. 5 septembrie. 5 septembrie este prima zi, în fiecare zi, alt club din România. Ne vedem mâine cu următorul club. Noapte bună! Am făcut repede schimb de mașini și am ajuns, fraților, la următorul club direct, dis de dimineață. Este echipa care se antrenează și hai să vedem dacă suntem primiți aici sau nu și dacă avem unde să dormim în această seară. La Dinamo a fost super, am avut o noapte prea tare, dar acum e acum. Suntem în baza Rapid, tată, baza Rapid. Hai să punem și noi mașina la umbră, măcar să stea la umbră noaptea asta. La umbră noaptea asta, am zis și eu, doamne, ca și cum noaptea poate să fie soare, nu? Mamă, cât de frumos suntem primiți aici la Rapid, uitați-vă și voi, direct o terasă, cu mâncare, băutură. Mamă, ce șmecheri aici la Rapid. Ideea e că nu e nimeni momentan, să vedem dacă ne primește și pe noi cineva aici, pentru că momentan sunt singur, uitați-vă și voi. Dar e bine că la noapte vom avea acoperiș. Aici ne punem diseară, zic eu. Berna, care e pregătită. Și uite, văd pe cineva acolo. Hai să mergem. Am venit și noi frumos aici lângă băieți care se antrenează. Ia uitați-i fix în spatele meu. Sunt antrenamentele celor de la Rapid. Și acum haideți să vedem cu ce jucător ne întâlnim de la Rapid. Sunt foarte, foarte curios. Ce jucător va veni aici? Vom da mâna cu el și bineînțeles, Berna trebuie semnată. Nu plecăm de la Rapid până nu semnăm Berna, dar vreți să vă zic ceva? Știți că v-am zis că dorm acolo. Băi, cred că mai spectaculos ar fi să dormim direct aici. Că uite, zice, vă rugăm să nu stați în picioare pe scaune. Deci dacă nu stai în picioare, trebuie să stai jos. Ia uitați-vă. Direct aici dormim la Rapid, pe scaunele astea. Ne punem pernuța, cel mai comodat. Ia uitați-l pe băiatul ăsta, nu mai știți? Îl mai știți pe băiatul ăsta? Te pup, ce zici, bro? Mă lași pe mine la echipă? Da. Hai, perfect. Salut, băieții. Am și o rugăminte, dacă nu vă deranjează, puteți să însemnați și mie tricou, vă rog frumos? Îmi pare rău că e prin plasă, dar... Perfect, mulțumesc mult. Mersi și baftă multe. Mersi mult! Ia uitați-vă și voi cine tunde iarba. Mor! Cât de Caterinca, săfunarul tunde iarba, vedeți? Mamă, ce mișto! Baftă multă să aveți! Doamne ajută! Mulțumesc mult, numai bine! Doamne ajută, la revedere! Mamă, nu vine să cred! Mariu și Mudica, ați văzut? Direct poză, fraților! Bine, rău. Perna este pregătită. Haideți la jucător să ne semneze. Respectăm tradiția. Să însemnați și mie perna. Vreau să merg cu ea prin toată România și să fie semnată de cât mai mulți jucători din Superliga României. Vă mulțumesc mult. O, ce frumos. Mersi. Ce, cum o zgălea la aia? Mersi. Hai, Alex. Mamă, direct pictură, tată. Direct pictură. Vă mulțumesc mult de tot. Și mai am o întrebare. Cine credeți voi că va câștiga balonul de aur? O întrebare care se tot pune în ultima Mbappé. Perioadă. Mbappé, ok. Alex, tu ce zici? Claudiu Petrila. Claudiu Petrila, noul balon de aur. Și hai să vedem ce zice Claudiu. Alex. Forță, vă mulțumesc mult. Și că tot am venit aici, la Rapid București, o să sunt toată ziua. Băieții de aici, de la Rapid, ne-au pus direct la muncă, fraților. Așa că o să tundem și noi frumos iarba. Pe unde trebuie să mai tund? Pe unde ați tuns? Pe acolo? Pe unde trebuie să mă mai duc cu ea? Uite așa, te duci drept, bine apoi. Așa, ok. Așa, ok, gata, hai să dăm drumul la treabă. Mamă, ia uite ce frumos și cu Rapid aici. Hai să dăm drumul și tundem frumos iarba. Let's go. Nope. După ce am tuns frumos gazonul acolo, m-a așteptat și fratele X-Breaker. Mai trece o oră și trebuie să stăm până diseară aici, în incinta clubului Rapid. Între timp a plecat și săpunarul, a plecat și Mariu și Mudică, au plecat și jucătorii. Și acum am zis, bă, dacă tot stăm degeaba, hai să facem și noi ceva aici, măcar să pifăm un challenge aici la Rapid București. Așa că, după cum puteți vedea în poartă, prietenul nostru acolo în spate, a rămas cu o porțiune de tuns. Exact, exact. Ne-a ajutat acolo. 4 porți mici, poarta mare. 3 execuții de fiecare, passing challenge. Okay. Ai dat în poarta mică 3 puncte. Bun. Ai dat în poarta mare pe jos, da, un punct. Ai dat în poarta mare pe sus 2 puncte, da? Te las pe tine primul. Fii atent din start. Hai să vedem. Eu vă zic dacă nu dau la aia mare, numai la alea mici. Hai să vedem. Ce ai făcut? Ai dus să pui magnetul la poartă acolo, da, unde ai fost? Hai, dau cu galbenele eu, da? Hai. Prima. 3 puncte, da? 6 puncte, da? Nu. Băi, îți mulțumit. 6 puncte. Hai să te vedem. Fără cat, fără nimic din prima. Ha. Cu care dai, mă? Că-ți dai... Mama a dat-o direct, mâncați aș vrea. Mama a dat-o direct, uitați-vă și voi unde e acolo.
Fii atent că dacă o dau pe asta, câștig, că am fost aproape, am dat bară, tu ai dat mult. No, egal și continuăm. Hai, dar nu mai dai, stai niște. A dat-o, bă. A dat-o, bă, bară gol. Hai. Bară gol. Ok, dați. Continuăm, da? Hai. Let's go. Hai să te vedem, tată. Dă-i la aia mare. Așa, bun, bară, ratare. 3 și cu atâtea rămâi. Cu atâtea rămâi. Cu atâtea rămâi. A dat, bă, 6, bă. Hai, mă. A dat, bă, 6, bă, a dat 6. Hai să te văd. Ai luat pozele la tine să semnezi aici rapid? Acum. Hai. Ne-am portofel. Claudiu, pentru tine. Nu pot să cred. A dat până 3-le. Nu. Una. 2. Trei din trei, tată. Trei din trei, câștigăm proba de aici de la Rapid împotriva dușmanului meu de moarte, X-Breaker. Și haideți să vedem ce mai facem pe aici și după, ușor, ușor, ne băgăm la somn. Băi, fraților, având în vedere că ieri nu prea am dormit, am găsit un loc mult mai bun decât în tribună. Găsit și eu cortul ăsta aici, hai să intrăm. Uite, băieții, salut! Salut, ne punem și noi frumos aici, fraților. Și aici dormim în seara asta, mai facem și noi curat, mai una alta. Noapte bună, dragilor, vă pup de aici, de la Baza Rapid. Mâine continuă aventura dintr-un alt loc, la un alt club din România. Și atât vă zic, gata cu București. Plecăm din București și mergem în altă parte. Noapte bună! Apucăm să dormim doar câteva ore în incinta clubului Rapid București și plecăm direct acum noaptea. Uitați-vă cum este afară, este noapte, către următorul club unde vom înnopta în această seară și probabil și mâine. Asta nu știm sigur deoarece suntem mega spontani. Îi mulțumesc mult fratelui X-Breaker că s-a alăturat în această super excursie. Am plecat, boșilă. Am plecat, tată. Urcăm în avion. Următoarea destinație, let's go. E groas. Să vină turbulențele. E groas. Zburăm cu avion cu elici. Credeți-mă, e periculos, mai ales că bate vântul rău de tot. Turbulențele. Ne-e frică rău de tot. Bye bye. Ia. Băi, mersi frumos. Cu mare drag. O să vreau și după o poză cu tine. Da, da, sigur că faci. Uite aici. Salutare, bine, tu ce faci? Să știi că de mult timp am vorbit cu tati să ne vedem. Chiar dacă n-ai fost cu el acum, data viitoare ne vedem. Joachim, te salut direct aici pe vlog. Sunt împreună cu tati și așa cum am promis data viitoare, mare football challenge. Respect! Hai, pa, pa! Mersi mult! Numai că e făcut vlogul ăsta să fie doar cu fotbaliști. Am zburat în același avion cu Junior Moraes, fundașul brazilian de la Rapid București, Marcelo de România, cum îmi place mie să-i spun, și culmea, am mai vorbit cu el pentru că fiul lui mă urmărește. Și ați văzut, l-am salutat acum direct pe vlog. Fraților, am ajuns în Suceava, inside, știți foarte bine, nu este un club de fotbal, o să ajungem la un alt club spre dimineață, așadar n-am ce să fac în seara asta, noaptea nu pot să dorm într-un club, așa că ne vedem mâine dimineață, ne băgăm la somn cu Pernic acolo, îmi pare că am un marker să ne semneze Junior și ne vedem mâine dimineață. Ei bine, fraților, și iată ne ajungi direct în următorul oraș, următoarea bază de antrenament. Mă simt ca acasă, odată ce am ajuns aici, direct în fața stadionului municipal din Botoșani, unde am mai filmat de vreo 3 ori, cred este a 4-a oară când vin aici. Însă de data asta, Perna ne însoțește, avem dovada clară că totul a fost cronologic și împreună cu fratele X-Breaker am găsit deja o poartă deschisă. Din ce știu eu, jucătorii se antrenează aici, pe stadionul celor de la Botoșani, aici am filmat și data trecută, așa că haideți să vedem dacă găsim și noi vreun jucător. Ultima dată când am venit aici a nins, era, hai de capul meu ce vreme, de data asta este soare, este cald, un stadion, uitați-vă și voi cum arată, ceva mai vechi, să zic așa, mamă, cu crăpătorul ăsta aici, nu știu. Sper să se renoveze curând pentru că stadionul, uitați-vă și voi, nu arată deloc ok. Știți cu toții și stadionul de la Oradea arată cam la fel și nu mai e voie în anumite tribune. Haideți să intrăm și noi frumos direct aici pe stadion. Mamă, gazonul arată mișto. Gazonul arată mișto. Ia uite, cu sucuri frumos. Aici dormim. Aici dormim în seara asta. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte, însă eu am fost singurul suporter al celor de la FC Botoșani în deplasarea de la Cluj, așa că practic am venit la mine acasă în peluza mea, pentru că cei de la Botoșani clar m-au acceptat fiind singurul lor suporter. Și ce credeți, fraților? Am aflat o veste extrem de tristă. Din păcate, jucătorii nu vin astăzi aici să se antreneze, au antrenament, însă baza lor de antrenament se numește Mecanex. Mecanex, fraților, trebuie să mergem la baza de antrenament Mecanex, care se află cam la 6-7 minute de mers cu mașina și acolo este posibil să ne întâlnim cu jucătorii. Așa că, practic, obiectivul acestui video este să ne întâlnim și cu jucătorii echipei și să ne semneze Perna, așa că nu mai stăm la discuții. Ne luăm la revedere de la acest super stadion, stadionul de la Botoșani cu un gazon. Băi, deci gazonul ăsta l-ador, jur că l-ador, verde, 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 verde. Hai să mergem pentru că mi-e frică să nu cumva să pierdem jucătorii. Let's go la Mecanex. Băi, fraților, incredibil, apare că aici ar fi baza de antrenament a celor de la Botoșani.
curțile oamenilor, unde? Bă, ești nebun, uitați-vă autocarul celor de la FC Botoșani. Am ajuns la mecanic și am găsit jucătorii. Incredibil, fraților, uitați-i și voi. Direct la antrenament toți jucătorii, mamă, îi vânăm, uitați-i acolo, la antrenament pe toți. Hai după ei. Băi, fraților, am venit direct aici, lângă gard. Uitați-vă jucătorii acolo se antrenează. Edor Florescu zici că e Mohamed Salah. Și uitați-vă și voi cât de bine sunt păziți jucătorii de la Botoșani. Cu sârmă ghimpată să nu sară cineva, deoarece suporterii de aici din Botoșani sunt extrem de periculoși. Odată a sărit un copil și era să fie pericol mare și aici vom dormi noi în această seară. Uitați-vă și voi direct în tribuna Mecanex, care arată bomb. Ce să urmează vlog horror de aici de la Botoșani. Fraților, cei de la Botoșani foarte de treabă, ne-au dat și apă și oficial am găsit locul unde vom dormi în această noapte aici la Mecanex. Direct în autocarul celor de la FC Botoșani, mâncava-și gura voastră. Aici dormim în seara asta. Direct în autocarul celor de la FC Botoșani. Ne culcăm și noi aici frumos și mergem cu jucătorii peste tot. Și că tot avem de așteptat până ne întâlnim cu jucătorii de la FC Botoșani, am întâlnit aici și cu trei abonați. Vă salut, băieți, cum vă cheamă? Robert. Mihnea și? Și Ianis? Da. Ianis Hagi, fraților, direct aici de la FC Botoșani și mi-au zis că le place foarte mult mașina mea cu Ronaldo. Eu acum i-am întrebat, sunteți fan Ronaldo sau Messi? Ronaldo. Ronaldo. Și ce credeți? Mi-au adus aminte de copilărie, pentru că uitați-vă și voi ce au băieții aici. CV cu cornet aveți? Da. Da. Mamă, ia. Mamă, câte au, filmează, vină ca să filmezi. Uite câte cornete au în cava și gura voastră. Ia. Acuieța voastră. Ia trage tu. Hai, facem concurs care dă mai tare, da? Concurs care dă mai tare cu cornetul aici la Botoșani. Hai. Care dă prim? Mamă, mi-am amintit de copilărie. Hai să vedem cât se duce. Unde s-a dus? Mamă, s-a dus, mâncați aici gura ta. Hai să vedem, dai mai tare decât el? Mamă, mâncava-aș. Deci v-a spus nos la țevile alea, la cât de tare trageți. Mohamed Salah, hai să-l vedem. Mamă. Suntem direct aici la antrenamente împreună cu jucătorii. Uitați-vă și voi ce frumos. Ne băgăm și noi aici printre ei. Prima dată când fac parte la un antrenament al unei echipe din Superliga României, vedeți? După ce am dat și noi câteva ture de teren, jucătorii de la FC Botoșani au venit alături de noi. Așadar le mulțumesc din suflet lui Ștefan Pănoiu, Eduard Florescu și Ștefan Bodișteanu. Astăzi urmează să mă antrenez cu băieții aici la FC Botoșani. Dar înainte să începem antrenamentul, băieți, dacă vă face plăcere să însemnați perna cu care o să merg prin toată țara la toți jucătorii din Superliga și dacă puteți să mi o semnați și mie aici frumos, în ultima noapte o să dorm acolo pe ea. Mersi din suflet. Mersi mult, Ștefan. Perfect. Oriunde, și pe fluturaj, nu contează, oriunde acolo semnătură, vă mulțumesc din suflet. Și voiam să vă întreb, băieți, cine credeți voi că va câștiga balonul de aur? Ce zici, Ștefan? Probabil Vinicius. Vinicius, nu? Tu ce zici? Merg pe Haaland. Pe Haaland? Bun, ar fi bine, dar din păcate Haaland nu prea are trofee sezonul ăsta. Și tu, Ștefan? Rodri, la Manchester. Bun. Uite, la fel ca X-Breaker. Și acum mai am o întrebare. Nu știu dacă ați fost întrebați vreodată asta, dar am eu curiozitate. Cu ce jucător credeți voi că semănați din afară? Fizic și ca stil de joc și ca poziție, cu ce jucător te-ai asemănat din afară? Aș vrea să cred că am stil asemănător cu Iniesta, dar nu mai joacă acum. Corect. Numai că tu ai păr. Iniesta săracu, da. N-a avut păr niciodată. Exact. Fizic nu e nicio asemănare. Ok. Bun, hai să vedem. Eduard Florescu. Ca stil de joc, merg pe Busquets. Busquets și ca fizic pot să zic eu? Știu pe cine zici. Mohamed Salah, de aici, de Botoșani. Cine? Zi. Ăla de la... A jucat în Arabia. A pus atuns, avea coadă, tot așa. Ruben Neves? Bravo. Da, uite, are dreptate. Seamănă mai mult cu Ruben Neves. Ai zis tu odată într-un video. Vezi că da? Mamă, nu pot să cred, mersi da. Mult de tot. Ok, Ruben Neves, are dreptate, dar a pus atuns, ai dreptate. Și acum, Ștefan. João Felix de la Chelsea. Dacă n-ar avea cioc și barbă, știți cu cine ar semăna? Cu Gavi. Cu Gavi, serios? Da. Cu Gavi de la Barcelona, vă zic eu. Băieți, eu vă mulțumesc mult de tot. Eu cu Oyarzabal, cică. Aș semăna, dar nu știu. Vedeți voi acolo poză. Băieți, eu vă mulțumesc mult de tot. Noi trecem mai departe la antrenamentul de aici de la Botoșani și ne continuăm ziua aici. Ușor, ușor se apropie seara aici la Botoșani și uitați-vă și voi, am rămas singur pe teren, au plecat și jucătorii, dar challenge-ul este challenge. Ideea în felul următor. Sunt foarte, foarte obosit pentru că n-am dormit azi noapte, că a trebuit să zbor aici ca să ajung la Botoșani, pentru că am aflat că jucătorii de la Botoșani astăzi au antrenament. Și ce credeți, fraților? Alături de mine, ca să vedeți și voi ce înseamnă iubire, au rămas abonați. Haideți aici, băieți. Băi, ei au fost de la început până la final. Vă pup și vă mulțumesc mult de tot. Și ce credeți, fraților? Copilul ăsta, cum te cheamă? Robert. Toată ziua s-a venit și m-a luat în brațe, fraților. A venit și m-a luat în brațe, așa că tot avem deja semnăturile tuturor jucătorilor. Am aici tricoul cu semnăturile jucătorilor de la Rapid, pe care vreau să ți-l fac cadou. Îmi cer scuze că este transpirat, dar este al tău. Îl speli tu acolo, că nu se iau semnăturile. Dacă îl speli, îl pui în ramă, faci tu ce vrei, îl porți când o să te faci tu mare, să ai amintire de la mine. Cum mă cheamă pe mine? Tudor Buțanu. Fii atent, bă, că nu știe cum mă cheamă. Glumesc. Dar am o singură rugăminte. Pot să dorm la tine în seara asta, că n-am unde să dorm. Da.
Da? Mersi mult de tot. Hai, mergem la el acasă să dormim, să ne odihnim câteva ore și aventura noastră continuă la următorul club. Dar nu știu dacă mă las mama. Păi ce faci, frate? Mă lași aici? Asta e. Dorm acolo, fraților, n-am ce să fac. El chiar a crezut, ați văzut? Exact. Pot spune că cel mai bine m-am odihnit la Botoșani și după o noapte odihnitoare ne-am trezit și noi dinți de dimineață și am venit direct în următorul oraș și la următoarea echipă, unde am ajuns dinți de dimineață. Ne aflăm direct la Iași, în fața stadionului Emil Alexandrescu, unde astăzi vom încerca să prindem jucătorii de la Poli Iași. Însă vă spun totodată că este foarte, foarte greu, știți de ce? Pentru că, așa cum am promis, challenge-ul este zilnic, nu trebuie să facem nicio zi de pauză și astăzi este duminică, fraților. Astăzi este duminică, așa că cei de la Superliga ne-au ajutat să vină astăzi 3 jucători pentru a filma cu ei, pentru a ne vedea cu ei și pentru a ne semna perna, așa că haideți să nu mai stăm la discuții. Intrăm direct în incinta stadionului și hai să vedem, pentru că teoretic au zis că putem intra. Data trecută când am venit la Iași, la fel, am intrat fără niciun fel de problemă. Aici, dacă vorbești frumos, te lasă să intri, doar să aveți grijă cu parcările că s-au dat amenzi aici. S-au dat amenzi aici de la parcări. Haide, intrăm. Ultimul stadion la care fratele Breaker este prezent, din păcate el nu mai poate continua cu mine această aventură. Da, dar noi trebuie să mergem mai departe, așa că hai să intrăm, tată, și să vedem cum se prezintă stadionul. Și iată, ne ajungi direct pe unde intră jucătorii aici la Poliaș. N-am mai fost niciodată în zona asta a stadionului, însă cei de la pază ne-au zis că pe acolo nu putem intra, dar este o intrare pe aici, pe unde intră și jucătorii. Acolo se susțin interviurile, incredibil. Deci aici la Poliaș interviurile pot fi și afară. Uitați-vă și voi cum arată, vedeți? Practic când ieși în parcare, hai mă, dau și un interviu frumos. Te pui aici frumos cu o cafeluță. O să stai și pe bancă, ca idee. Stai pe bancă cu cafeluța și ai dat interviu frumos de tot acolo. Așa că haideți să mergem și noi direct pe acolo, acolo pe o poartă pe care n-am mai intrat până acum. Oricum, din punct de vedere al priveliștii, mi se pare cel mai frumos aici la Iași. Așa, stilul ăla mai vechi, frumos, colorat, cu foarte multă vegetație, parcul lângă. Se vede și ca o casă, ați văzut acolo în spatele porții, foarte, foarte tare. Așa că haide să intrăm. Poate au ajuns jucătorii și mă așteaptă, ar fi culmea, mă simt și așa, dar vreau să filmez tot ce pot și haide să intrăm aici la Iași. Și într-un final, intrăm direct în incinta stadionului. Oficial am intrat fără niciun fel de problemă. Ne-au lăsat, n-a zis nimeni nimic. Uitați-vă și voi cum arată terenul. Momentan e ceva tratament, numai că avem din nou o veste proastă. Jucătorii nu au ajuns, iar unul dintre jucătorii cu care am vorbit nu mai îmi răspunde la telefon. Ideea e în felul următor. Eu am venit cu perna pregătit aici frumos, pentru că aici voi nopta în această seară. Momentan n-am cu cine să mă mai văd cu vreun abonat. Încă o dată respect pentru el, pentru că m-a primit la el la seară să dorm. Însă trebuie să ne găsim un nou loc să dormim aici la Iași și am văzut eu, ia filmează-te acolo sus. Ai și acoperiș și ai tot, oare putem ajunge acolo? Hai să vedem dacă putem ajunge acolo, să ne facem măcar culcușul. Și fii atent, în cazul în care jucătorii nu vin și până la urmă e țeapă, mergem la un jucător acasă și încercăm să facem rost de semnătură. Ăsta e obiectivul, să facem rost de semnătură în zile consecutive, cluburi diferite. Hai să mergem. Mamă, ia uitați-vă și voi, fraților, pe ce scări trebuie să urcăm. Dar sunt curios ce e aici sus. Aici avem Radio TV, în partea cealaltă media și aici cred că trebuie să urcăm undeva sus. Ai grijă, ai grijă, X-Breaker. Haide, vino. Vino, tată, vino, dar ai grijă la scări. Mamă. Bă, e pisică. Păi ce ai mă, frate? Ce ai mă că dormi aici a forță? Știi cum facem? Ia uite aici a dormit pisica. Punem astea 3 scaune, punem și panoul ăsta frumos să stăm cu picioarele pe el și gata. Oficial ne-am găsit loc de dormit și aici la Iași. Și uitați-vă ce priveliște, când te trezești dimineața frumos. E o cafeluță, că am văzut că avem și aparat de cafea acolo jos. Cât de frumos se vede. Cât de frumos se vede când te trezești. Toată priveliștea asta frumos cu parcul, vegetație. Îmi place mult de tot cum se vede aici la Iași. Așa că acum mai rămas un singur obiectiv, un jucător de fotbal de la Poli Iași. Ori mergem la el acasă, ori sper totuși să vină. Intrăm direct pe gazonul celor de la Poli Iași și vom merge direct până acolo la poartă frumos, facem o plimbare și vreau să vă spun că am o veste extraordinară. Un jucător de aici de la Poli Iași, Luca Mihai, bunul meu prieten, pe care îl știu de la un vlog, ne-am întâlnit la un meci de fotbal, la meciul dintre Ucraina și Spania și ne-am împrietenit. Eu știam că el joacă la CFR, dar uitasem, fraților, că este împrumut la Poli Iași. I-am dat mesaj pe Instagram, mi-a răspuns și ce credeți? O să iau o trotinetă, a zis că iau o trotinetă
trotinetă, că nu am mașină și vin cu trotineta special să ne vedem pentru a îndeplini challenge-ul de aici, de la Poliaș. O să vedeți, o să-l întreb și când vine. Poate îl și filmăm direct pe trotinetă. Oricum, mare, mare respect. Altfel, era o zi ratată aici la Iași. Și uitați-vă la gazon, pentru că mă simt ca în Arabia Saudită, fraților. Nisip cu gazon. E ceva tratament aici, care probabil va dispărea până când vor juca meciul oficial din Superliga, pentru că acum este pauză competițională, dar nu știu, mi se pare așa ciudat rău de tot, nisip cu gazon, n-am mai văzut până acum la niciun stadion. Așa cum am zis, mult respect pentru fratele meu, Luca Mihai, te salut, frate! Salut, salut! Uite, zile tu, că nu vreau să zic eu, cu ce ai venit la stadion să ne vedem? Am venit cu trotineta. Cu trotineta, fraților. Știi cine merge cu trotineta de la antrenamente? Mă rog, mergea, că acum cred că s-a transferat. Cine? De la Borussia Dortmund, Hummels. Okay. Mats Hummels, da, venea cu mereu filmau că venea cu trotineta la antrenamente. Ce tare. Mult respect pentru el. Haideți cu un follow în descriere, acolo găsiți Instagramul lui și o să te rog frumos. Mamă, deci m-ai ajutat enorm că ai venit, îți mulțumesc din cu suflet. Drag, cu drag. Să-mi semnezi oriunde aici, pe flutura și oriunde o semnătură ca să o avem de aici, de la Poliaș. Deci mă crezi că eu pentru o secundă. Eu te vedeam în continuare la Cluj, nu știu de ce. Uitase că era venit aici sub formă de împrumut la Poliaș. Doamne ajută cu o carieră frumoasă înainte, deoarece el a jucat în Italia. La ce echipe? La Bologna, la Spal și la Trento. Mamă, 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 bravo lui. Mult succes mai departe. Mulțumesc mult. Și ce să zic? Eu în seara asta vreau să dorm aici, zic sincer. Serios? În cinta stadionului, da. În caz că nu pot să dorm, mă primești la tine acasă? Normal, cum să nu? Respect. Incredibil că spun asta, dar a meritat să mai stau o oră aici, în cinta stadionului, deoarece ne-am mai întâlnit cu încă un jucător. Este vorba despre Andrei Gheorghiță, te salut și îți mulțumesc mult de tot. Nou meu prieten, da? Putem spune că ne-am prietenit, că stăm aici de vreo jumătate de oră. O să te rog și pe tine să-mi semnezi pernă aici cu jucători și să mă ajuți și pe mine cu ceva. Am o întrebare. În baraca aia de sus, unde scrie Poliaș, crezi că pot să dorm noaptea asta? Da, rezolvăm, nu-i problemă. Da, în caz că nu pot, pot să vin la tine acasă să dorm? Cu drag. Mulțumesc mult de tot. Mersi mult și întrebare înainte să mergem mai la casă, că așa a zis, eu mă auto-invit peste tot. Cine crezi tu că va câștiga balonul de aur? Sunt între Vinicius și Bellingham. Și eu la fel. Cum zice toată lumea, mă gândesc că el de lui Vinicius că e puțin mai spectaculos. Exact, exact. X-Breaker continuă cu Rodri, dar eu cred că nu o să câștige Rodri. Ori Vinicius, ori Bellingham. Mersi mult, hai la tine, hai, hai. Și iată ne ajungi, fraților, în ziua cu numărul 5. Am început acest challenge vara la peste 30 și ceva de grade și acum uitați-vă și voi, a venit toamna, 21 de grade și poate ați ghicit deja locația unde ne aflăm. Suntem direct în parcul, unde avem și Antoldu și o grămadă de festivaluri și activități, direct la Cluj, fraților, în fața stadionului Cluj Arena și următoarea echipă este, bineînțeles, Universitatea Cluj. Acum că am venit în Cluj, putem bifa două echipe, însă astăzi ne ocupăm doar de această echipă, Universitatea Cluj, unde am un singur obiectiv, să mă întâlnesc cu Frank Lampard de România. Este vorba despre Ovidiu Popescu, cu care am vorbit deja, știu că fiul lui mă urmărește și urmează să ne vedem cu el. O să-i transmit un mesaj frumos și fiului lui prin intermediul acestui video și haideți să intrăm, deoarece jucătorii trebuie să sosească din moment în moment. Cam așa arată stadionul, uitați-vă și voi, v-am zis, vreme destul de mohorât aici, dar vă mai zic ceva, decât să fie 35 de grade, prefer 21. Nu știu, mie îmi place cel mai mult toamna, vă zic sincer, e răcoare, e frumos și acum haideți să vedem pe unde intrăm, deoarece pe aici se și lucrează. Și după ce X-Breaker ne-a părăsit și a plecat acasă, avem un nou ajutor. Este vorba despre fratele Vanez, care uitați-vă și voi cât de bine arată, în formă maximă astăzi, Cristiano Ronaldo de aici, de la Universitatea Cluj. Tu ai mai fost pe teren la Cluj aici? Da, de două ori, acum când am venit, domnul de aici a crezut că eu joc la echipă. Serios? Mamă, pot să zic că m-am întâlnit cu un fotbalist de la Cluj, nu-l mai chem pe Ovidiu Popescu. Haideți să vedem cum arată terenul de aici, direct de jos, deoarece pe aici intră și jucătorii de obicei. Acum e puțin întuneric aici. N-au aprins luminile pentru că e dimineață, este 10 dimineața. Bă, ideea e în felul următor, că plouă. Oricum, astăzi ne vom duela cu jucători cu experiență. Ia uitați-vă și voi, am intrat direct în stadionul celor de la Universitate. Mamă, ce era să intrem în Universitatea Cluj. Hai de capul meu, cât de bine arată. Cât de bine arată. Hai mă că nu plouă, e ok, e ok. Și uitați-l aici pe Ronaldo, 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 Ronaldo. Face sprintul fratele Vanez, ne schimbăm și noi frumos și așteptăm jucătorii. Plus de asta, trebuie să găsim un loc unde să dormim aici în incinta stadionului Universitatea Cluj. Poate ne ajută Vanes dacă zice că a mai fost. Eu mă gândeam sincer, uitați-vă aici în spate. Acolo frumos, pe banca de rezerve direct, dormim aici, pe stadionul celor de la Universitatea Cluj și haideți să vină Ovidiu Popescu. Și într-un final am găsit singura intrare la băncile de rezerve, deoarece toate sunt lipite. Haideți pe aici, fraților. Haideți pe aici, cred că să și trag un pic. Da, să și trag un pic, că sunt păroți. Aici o să dormim. Ia filmează Vanes. Uitați-vă aici, o să dormim, mai ales că astăzi se anunță ploaie la Cluj. Ăsta e culcușul nostru și Vanes mi-a promis că doarme și el cu mine aici. Da, normal, Vanes? Normal, normal. Așa. Dormim împreună aici la
Universitatea Cluj, la noapte mai facem și o tură de teren, că tot avem pista aici pregătită. Sper să nu fie tunete și fulgere. Exact, exact, să nu fie furtună, altfel eu zic că rezistăm, pentru că mâine aventura noastră continuă tot aici în Cluj, nu? Corect. Către următoarea echipă pe care o să o vedeți. Că tot avem de petrecut aici cel puțin 8 sau 9 ore până când se lasă seara, ne-am gândit să facem și un football challenge. Nu ai mai făcut vreodată vreun football challenge? Da, la Constanța, dacă îți mai aduci aminte, cu poarta aia mică. Ah, da, și cine a câștigat? Da? Te-am bătut. Momentul revanșei direct aici pe Cluj Arena. Hai să vedem. 5 cu 5 la 5 bară. 5 cu 5, da? Să vedem care lor. Încep eu? Mărește. Da, ha, perfect. Ha. Avem și provocare ceva? E pe provocare ceva, ca să știu dacă am ambiție sau nu. După ce am făcut două ture de teren, hai să facem 10 flotări. 10 flotări, da? Merge, fratele. Nu se poate. Nu se poate, bă! Hai să vedem câte crezi că dau. Una, la fel ca mine. Una? Da. Hai să nu fie zero. Una, ok. Mai avem trei. Haide-mă cu ultima. Și ultima. A fost bara aia? Bara a fost. Bara, direct la vincul, bara de sus. Asta? Bara de sus, de acolo. Ala flotări, 1-1 la challenge-uri. Ne vedem pe următorul stadion. Pentru challenge-ul final, împotriva lui Vanez. Câte sunt? 9. 10. 10. Bravo, 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 bravo. Și acum ne luăm și noi o cafea? Da, da. Hai la o cafea, că avem cafea aici. O bere de aia galbenă. Sau așa. La fiecare echipă pare că se întâmplă ceva. Ideea e că aici la Universitatea Cluj a început ploaia, fraților. Și se anunță ploaia astăzi toată ziua, însă nu plecăm de aici până nu îndeplinim obiectivul să ne vedem cu un jucător. Tocmai ce am vorbit cu Ovidiu Popescu și a promis că vine. Crezi că vine? Da, vine. Dacă a promis, eu zic că vine. S-a ținut acolo de promisiune. Hai să-l așteptăm să ne semneze perna și poate cine știe că îi vine la antrenamente. Mai avem șansa să ne vedem și cu alți jucători. Da, 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 da. Hai să vedem cu cine. Așteptăm. Incredibil, dar iată că Ovidiu Popescu se ține de promisiune și mulțumesc din suflet. Te salut, Ovidiu. Mersi mult că ai venit astăzi aici. Și mie îmi pare bine. Și chiar mă bucur că ne-am văzut. Să te revăd. Pentru că noi de mult timp vrem să ne vedem să filmăm ceva. Așa adevărat, că astăzi așa am și un challenge pentru tine pe care o să-l filmăm ulterior. O să apară, rămâneți cu ochii pe canal. Însă până atunci, dacă poți să-mi semnezi aici perna, eu sunt, ca să zic așa, într-un tur prin toată țara, așa, la toate echipele și cât mai mulți jucători trebuie să-mi semneze. Așa. Mulțumesc mult de tot și mai am o chestie. Vreau să-l salut direct acum pe vlog, pe Matei, fiul lui Ovidiu Popescu, care știu că se uită la mine la toate vlogurile acolo și este abonat, îl pupăm. O și data să fie viitoare, foarte fericit când o să vadă. Da? Data viitoare facem un challenge împreună, că de-abia așteaptă chestia asta. Să zic, data viitoare facem un challenge, tată, fiu și Tudor Buțan acolo. Eu îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Și găsește și mie un loc unde să dorm și o noapte asta aici în stadion. Păi ori la mine acasă, da, de vrei pe stadion? Vrei pe stadion? Nu știu, am zis pe stadion, nu știu. Unde? Pe banca de rezerve? Unde? Deci trebuie să ne alegem acum, pe banca de rezerve sau acasă la Ovidiu Popescu. Dar sper că e singur, nu mai vii cu mai mulți. Nu, suntem vreo 8, ceva de genul. E ok? De o persoană n-am loc. Mulțumesc mult, Amin. Eu te pup. Mersi, respect. Și alături de mine, fraților, nimeni altul decât Dan Nistor. Te salut, Dan, și mulțumesc mult că ai venit special să însemnezi și mie perna aici, semnată de toți jucătorii de până acum cu care m-am întâlnit din Superliga. Ca să înțelegi, eu fac un challenge și mă duc la toate echipele din Superliga și încerc să mă văd cât mai mulți jucători. Okay. Și îți mulțumesc mult. Hai să te ajut. Și mai am o întrebare, cine crezi tu că va câștiga balonul de aur? Eu sincer mi-aș dori din tot sufletul Rodi de la Manchester City. Cel mai meritat, zic eu. Și din punctul meu de vedere la fel. Exact. Acum vedem ce va fi. Îți mulțumesc mult că ai venit. Apreciez, zic frumos. Mare drag. La fel. Și chiar dacă stăm aici de aproape 4 ore, uitați-vă că avem noroc astăzi. Al treilea jucător de la Universitatea Cluj, Ovidiu Bic, te salut. Salut. Am o întrebare pentru tine. Cine crezi tu că va câștiga balonul de aur? Vinicius. Vinicius? Da. Și care echipa ta preferată din afară? Aoleu, Barcelona. Nu pot să cred. Eu sunt cu Realul, nu-i nimic. Asta e, suntem prieteni oricum. Mersi. Cred că Vinicius a făcut. Da? Da. Și eu zic la fel. Și a făcut un sezon fantastic. Așa e. Mulțumesc mult, Ovidiu. Te pup. Am încercat să stăm aproape ora aici, dar având în vedere că plouă foarte tare, trebuie să luăm o decizie unde să dormim în această seară. Și vă zic sincer, nu prea am unde să mă adăpostesc aici, așa că o să-l sun pe Ovidiu Popescu și în premieră, pe bune, să dorm la un fotbalist acasă, la Ovidiu Popescu singur, nu mă duc cu cei 9 prieteni ai mei, așa că ne vedem mâine cu un alt stadion și, bineînțeles, o altă locație.
Ziua a șasea, următorul club, rămânem în Cluj așa cum v-am promis și am ajuns direct odată cu jucătorii, incredibil că spun asta, însă în spatele meu sunt jucătorii de la CFR Cluj și am venit aici la baza lor de antrenament, unde nu am mai fost niciodată. Este ca într-o pădure, uitați-vă și voi aici, arată destul de bine, un parc aici lângă, iar în spatele meu terenurile de antrenament și autocarul. Credeți-mă, am mers cu Boltul, nu știu dacă se vede în spatele meu, direct în spatele autocarului și am ajuns odată cu ei. Perna este pregătită și dacă stau să mă gândesc la doi jucători, aș vrea așa, Păun sau Mogoș. Jucătorii mei preferați ar mai fi fost și Bârligia, cu care ne-am întâlnit la Euro, dar după cum bine știți s-a transferat la FCSB și acum haideți să intrăm și noi și să vedem cât de treabă sunt jucătorii de la CFR Cluj și dacă mă primesc să dorm aici, pentru că uitați-vă și voi, totul este pe bune, sunt cu bagajul după mine, se vede, da? Sunt cu bagajul, cu perna, cu ghiozdanul, totul este 100% real, singur, nu este nimeni cu mine, poate vine Vanez astăzi din nou, dar haideți să vedem. Mamă, chiar arată bine rău de tot baza asta de antrenament, acolo jucătorii de la CFR Cluj, ia uitați frumos, cu Dan Petrescu și noi am ajuns direct aici cu pernuța noastră care sper să fie semnată de cel puțin doi jucători de la CFR Cluj. Ideea e că nu prea pot mai mulți pentru că nu mai am loc. Aventura noastră nu se termină aici. Suntem în ziua cu numărul 6 și mai avem o singură zi, o ultimă echipă. O să vedeți despre cine este vorba, dar până atunci haideți să ne găsim locul unde să dormim aici, pentru că totodată este baza de antrenament fără loc unde să dormi. Deci chiar nu ai unde să dormi aici. Nu există tribune, nu există nici măcar o baracă sau orice altceva, un vestiar. Așa că ce să mai. Știți unde dormim, nu? Direct aici pe teren. Am mai și plouat, e vreme urâtă în continuare la Cluj, dar nu renunțăm. Mergem mai departe și haideți să vedem cu ce jucători ne vedem. Și iată că fratele meu Vanez nu mă lasă la greu nici astăzi. A rămas în Cluj special să continuăm această aventură și am găsit un teren aici în baza celor de la CFR. Gen, pare o cușcă așa, vezi? Pare o cușcă. Aici poți să joci și cu peretele dacă vrei, iar porțile îmi aduc aminte de FIFA Street. Cum era în FIFA Street când eram noi mici și joci cu peretele frumos, adică ai aici merge un duel, e un alt fel de fotbal, ai zice, un fotbal de stradă. Exact. Și acum așteptăm jucătorii de la CFR, care tocmai au început antrenamentul undeva aici în fața noastră. Și cu ce jucător vrei să te vezi azi la CFR? Aș fi vrut cu Deac să mă văd. Cu Deac, nu? Eu am zis Mogoș, jucător de echipă națională, sau Păun, Alexandru Păun. Hai să vedem. Fraților, Artean în spatele nostru, stai să vedem dacă ne vede. Te salut, domnul. Știi cu ce m-am întâlnit la ultimul vostru meci, nu? La CFR. Da, te ține minte, nu? Da, a venit, am făcut poză. Da. Mersi frumos de tot. Mersi și baftă multă. Te pup, numai bine, ceau, pa, pa. Semnătura singurului jucător din echipa națională de la CFR Cluj, prietenul nostru Artean, care nu ne-a uitat, cardul acela mare, mai țineți minte. Perfect, se vede, da? Deci este al tău. Acum voiam să te întreb, de câte ori mergi la sală, că ai 99 la fizică la aici? Ți-au dat 99. De multe ori. Se vede. Așa m-am mușcat. Mușcă aici. Așa m-am dus cu forțul. Deci, fraților, l-am luat direct de la masă să ne semneze pernuța cu toți fotbaliștii. Eu fac un tur la toate echipele să îmi semneze perna și dorm în fiecare oraș. Așa că poate mă ajungi și pe mine cu un sfat unde să dorm aici, pe ploaia asta la Cluj. Unde să dormi? Da. Aveți aici în bază vreun vestiar ceva unde să dorm și eu? Avem, da. Gata, mă primiți? Te primim la stadion. Iauzi, la fix. Mulțumesc mult. E mai cald. Mersi mult de tot. Mersi, te pup. Ceau. După o oră și jumătate de așteptare, într-un final, după antrenament, vine Adiță Păun și ne semnează acolo perna. El a mai rămas un pic după. L-am prins acolo și pe Artean, dar uitați-vă și voi, a început dită mai ploaie aici la Cluj și chiar nu ai unde să stai. În baza de antrenament a celor de la CFR Cluj sunt numai terenuri aici, așa că trebuie să mergem să ne adăpostim ca să nu răcim. Cam atât cu CFR Cluj. Bifăm și această echipă, îndeplinim challenge-ul pernei care săraca a fost și plouată sau că am șters un pic acolo din semnături, dar ăsta e challenge-ul, mergem până la final. Așadar, înoptăm în această seară în Cluj și ne vedem mâine din ultimul oraș. Incredibil că spun asta, dar iată ne ajuns și în ultima zi din excursia noastră și pentru ultimul club din această excursie a trebuit să luăm trenul, însă din păcate Nașu ne-a dat jos din tren și a trebuit să luăm pe jos pe calea ferată. Așadar, fraților, am ajuns la ultimul club din aventura noastră și nu-mi vine să cred, deja îi văd pe băieți la antrenament. Uitați-vă și voi unde am ajuns, unde suntem. Pentru prima dată în viața mea am ajuns la Arad, fraților.
Și fix lângă mine acum, credeți-mă, am fost extrem de fericit când am văzut direct autocarul celor de la UTA Arad. Uitați-vă și voi unde suntem. Ultimul club din excursia noastră, incredibil, și uitați-vă cum arată perna cu atâtea semnături. Însă, clipul se va termina când un jucător de la UTA Arad îmi va semna această pernă. Așadar, vom sta aici până se termine antrenamentul. După vom încerca să intrăm în bază și acolo să ne vedem măcar cu un jucător sau doi pentru a ne semna perna. Și din nou sunt singur, fraților. Fac ce fac și tot singur ajung. A zis Vanes că vine și el aici, dar văd că încă n-a ajuns. Așa că hai să ne apropiem și noi de intrare și să vedem cum arată baza de antrenament a celor de la UTA Arad. Ia uitați-vă, campioana României pentru prima dată în 1947 până în 1970, Cupa României. Și ia uitați-vă cine a venit. Eu vreau să știu. A venit Vanes, tată. Eu vreau să știu cum arătau terenul. Adevărat. Eu cred că aici se juca, la baza de antrenament era, de fapt, stadionul, sincer. Mamă, ce istorie! Din partea celor de la UTA Arad, ai mai fost la Arad până acum? Nu, prima dată. Și pentru mine la fel. Prima dată, da. Și hai să vedem cum sunt jucătorii, cum ne primesc. Și ai văzut ce intrare în bază avem? Într-o portiță. Nu. Uite, asta e. Uite aici. Nu pot să cred. Ba da. Băi, eu cred că suntem în 1947, mai mult ca sigur. Pa, aici intrăm, fraților. Mamă, săracii, trebuie să fie atenți când ies de la antrenament să treacă strada, vedeți? E periculos aici la UTA. Ia uite. Cum ai ieșit de la antrenament? Se ieși direct în stradă. Uite pe Suarez! Suarez! Acum Suarez! 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 Salut, domnul, te pup! Ce faci? Bine, la treabă. Foarte bine, bravo! Dar știi ce super fotbalist e de aici, de la Arad, nu? Denis Man. Mergem la el la casă, de fapt. A plecat de aici, de la Arad. Dormim la Denis Man în noaptea asta. Păi și așa e plecat la Parma, trebuie să fie cineva la el la casă. Salut, salut, salut! Hai, tata, traversăm și noi și intrăm în baza de antrenament. Let's go. Hai să vedem. Fraților, am intrat aici frumos în bază. Avem și un cățeluș mic care ne așteaptă și îl așteptăm pe domnul Mircea Rednic. Poate facem o poză și să vedem dacă găsim un jucător ca să ne semneze și nouă pernă. Hai să vedem. Bună ziua. Se poate o poză, vă rog frumos? Sigur. Vă mulțumesc mult. Mersi frumos. Baftă mult, apreciez. Jucătorii au plecat, însă reușim să intrăm aici în baza de antrenament, unde uitați-vă și voi câte mingi ne așteaptă. Urmează să-l provoc pe Vanes cu aceste mingi la un football challenge și un jucător de la UTA Arad, la fel ca și la și alte echipe, a promis că va veni înapoi să-mi semneze perna. Să sperăm că se va ține de promisiune, s-a dus să mănânce acum, n-a putut opri în stradă să ne semneze, însă nu vă spun despre cine este vorba. Stăm aici cât e nevoie, o oră, două ore. Mamă, și uitați-vă și voi ce porți, vezi? Or fi galbene sau or fi urginte? Cred că-s galbene. Arată bine Rodă tot și baza, da, arată foarte bine. Iarbă. Da, da, da. Ia zi, la ce challenge vrei să te provoc aici la UTA? Nu știu, vreau să mă gândesc puțin ca să fie ceva mai greu, știi? Ceva mai deosebit, ceva ce n-am mai făcut așa. Corect, bă, trebuie să fie ceva unic. O să ne gândim și... Mi-a venit mie o idee. Bun. Gol de la jumătatea terenului. Da, merge. Hai să vedem. Hai. Sus, să cadă mingea direct no, pe poartă? Nu, no, să dai pe poartă, să vedem dacă poți. Okay. Da? Gol se pune dublu? Gata, așa facem. Înainte să dăm drumul la challenge-ul cu fotbal, în seara asta nu vom dormi aici la Arad, deoarece challenge-ul nostru s-a terminat. Însă, Vanes îmi găsise loc de dormit aici. Eu cred că era cel mai bun aici la Arad, sincer. Cele mai bune condiții. Cele mai bune condiții. Sigur. Uitați-vă și voi, aveam toaletă, în primul rând. Aveam toaletă, ne făceam duș și așa mai departe. Și avem aici cameră frumos, unde putem dormi liniștiți, nu ne plouă, ești pe terasă, îți bei o cafeluță aici frumos, chiar condiții de top aici la Arad. Putem folosi mingile ca pernă. Exact. Erau cele mai bune condiții. Până să vină jucătorii, deoarece mai sunt câteva minute, împreună cu fratele meu Vanes, vom face challenge-ul cu fotbal de aici de la UTA Arad. Având în vedere că ieri la Cluj ne-a plouat rău de tot și n-am mai apucat să facem nimic, aici avem un challenge inedit, de la mijlocul terenului, dar nu mai facem challenge-ul de la Hetafe să dăm gol. Trebuie să dăm cu mingile select, date de cei de la UTA Arad, în poarta mică din poartă, o vedeți? Deci, Vanes, tu dai 3, eu 3, care de mai multe a câștigat? Gata. Cine a câștigat pe Cluj Arena, că nu mai știu. Tu. Eu am câștigat. Păi stai, nu, la Constanța a câștigat la tu. Constanța. Deci, practic, aici la UTA Arad e finala. Da, e finala, e finala. Finala aici la UTA Arad, da? Da. Hai să vedem. Fratele Hai să meu, vedem. Vanes. Mult succes, fratele meu, să vedem. Ok, dai tu cel primul, mai bun da? Să câștige, da. 3, nu? 3 cu 3, da. 3 cu 3, nu? Mamă, cu mingi. Băi, e mingea oficială, mingea oficială cu care se da. Joacă în Superliga. Exact, deci hai poți să te consideri în timpul meciului. Hai, domnul Vanes, hai să vedem. Cât ai zis că dau? Câte crezi? Una sau două? Eu zic că una. Hai să vedem. Hai. E greu. Prea mult efect. Bun. Hai că au venit și muștele, mă. Tudor. Asta e. Este. Bă, nu, nu, nu! Bă, nu! Și nu, se repetă, mai dau cu una în plus?
Hai, mai dă una. Stai că mai am una din astea trei. Hai. Bară, mă. Nu. No. No. Hai, ultima, uite, una bonus. Că ai venit cu mine până aici la Arad. Și am dat bară cu aia. Ultima ta lovitură. Noi. No, 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 zero. Zero. Hai. Vanes dă o bară acolo. Hai să vedem. Respectăm regula. Dacă dau și o bară, se repetă. Da, e greu să dai și bară. Vreau să zic ceva. Uneori e mai frumoasă o bară decât un gol. Bună. Bă, mi-ai pus mingea acolo. Cum ar fi să dau mingea aia? Nu știu. Obstacol. E bună. E gol. Sau bară? E gol. E gol. E gol. Multă precizie. E gol. Hai, și ultima. Ultima și cea mai bună. Pentru toți fanii UTA Arad. E gol și asta. Nu, nu poți să crezi, se lovește de aia. Frumoasă oricum. Lasă să vedem dacă dădeam. Ultima, asta hai. Nu se pune. Nu se pune, nu se pune, dar sunt curios. Dacă aveam și una bonus ca tine, știi? Hai. E gol. Sau bar. E gol. E gol, e gol. S-a lovit! Da, a intrat în poartă. A intrat în poartă. Dăm și noi 2 din 4, una din 3. Mersi, Vanes. Mersi și eu, fratele meu. Campion. Campion momentan. Mai bun. Trebuie să recunoaștem. Poate în următorul video vom face direct un football challenge versus Vanes. Senzație acolo. Așadar, acum haideți să vedem dacă vin jucătorii și să terminăm challenge-ul cu perna. Și băieții de la UTA Arad s-au ținut de promisiune. Au venit cu noi aici să filmeze. Vă salut, băieți, bine ați venit. Pregătiți pentru challenge-urile noastre de astăzi? Mă bucur să aud asta. Eu fac un challenge în care merg la 7 cluburi diferite din România și dorm acolo. Eu mi-am găsit aici loc de dormit, o să dorm în seara asta aici frumos cu voi. Așa că vreau să însemnați și mie perna aceasta, deoarece sunt ultimele semnături din challenge-ul meu. Mulțumesc mult de tot. Super. Până la urma urmei umplem perna, ia vezi. Aici. Da, 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 corect. Uite aici, că cred că e singurul loc liber. Păi dorm acolo, mi-au zis băieții că mă primesc și dorm acolo. Că am văzut că aveți și mingi din alea medicinale, am unde să dorm. Vă mulțumesc mult pentru primire. Unde? Da? Mamă, ok, am primit o invitație în direct la stadion să dormim în stadion în seara asta. Dar voiam să vă întreb băieții, cine credeți voi că o să câștige balonul de aur? Bellingham. Bellingham, și eu am zis tot Bellingham. Mbappé. Mbappé, amândoi odată. Dacă auziți amândoi odată. Kylian Mbappé, băieții, vă mulțumesc mult de tot. Mersi mult. Și ce să zic, mă vedeți pe la stadion pe acolo, dormind, da? Mersi, respect. Mamă, trece trenul la care am venit eu. Uitați-vă și voi trenul aici, în baza de antrenament de la UTA. Și uitați-vă cum arată aici în spate. Puțin creepy așa mi se pare. Să vii noapte aici, ai avea curaj, Vanez? Nu, dar nu plec cine se joacă la poarta asta, frate. Da, adevărat. Pasă dacă aș fi avut un tir să o iau acasă, aș fi luat acasă, că e părăsit ăsta la asta poarta asta. Nu mai folosește nimeni. Și uite, și tribuna asta e bună, că n-am tribuna acasă. Și tribuna și poarta aici, cum arată, vedeți? Ia uitați-vă și vă, tribuna părăsită, direct aici, la UTA Arad. Vezi că asta cândva, ai întrebat tu înainte să intrăm, oare cum arătau stadionul înainte? Da, cred că 1947, exact. Tribuna, exact. Aici au stat spectatorii când UTA a câștigat campionatul. Exact, exact, asta e tribuna de când a câștigat UTA campionatul. Serios vorbesc? Posibil. Da, da, da. Că se vede că e veche, uite, cu lemn făcută, vezi? Mamă, ce tare, și acum trece trenul pe aici. Cu trenul ăsta ne întoarcem la București, ia uitați-l. Incredibil că spun asta, fraților, însă oficial se face o săptămână de cât timp sunt plecat de acasă în această super aventură. Totul a depins de această pernă. Ea a fost obiectivul principal al acestui video. Am început cu ea albă complet și uitați-vă cum arată acum. După această super experiență, 7 nopți, 7 cluburi, 7 zile și un lucru unic în România. Așadar, vreau să văd acolo susținerea voastră cu peste 10.000 de like-uri la acest video. Dacă vreți partea a doua, deoarece în Superliga României sunt 16 echipe. Am fost la 7, au mai rămas încă jumătate. Așadar, haideți acolo cu butonul de like, butonul de subscribe. Aici se termină povestea noastră de astăzi, în care ne-am întâlnit cu jucători de la toate cele 7 echipe. Până data viitoare am fost Tudor, împreună cu toate semnăturile aici și v-am pupat. Pa, pa!